Primăvară, primăvară, ai venit la noi în școală. Ai adus bucurimii prin ochi veseli de copii. Cu aceste versuri s-a deschis cea de-a 13-a ediție a proiectului Primăvara în ochii copiilor, coordonat de doamna profesor pentru învățământul primar, Cristina Teieru, proiect ce s-a desfășurat în perioada 28 februarie, 1 martie 2023. Dragi copii, cu aceste versuri deschidem cea de-a 13-a ediție a proiectului Primăvara în ochii copiilor. Prin acest proiect dorim să ne arătăm respectul și prețuirea față de tradițiile și obiceiurile poporului român. Vrem să promovăm vechiul obicei al dăruirii la început de primăvară a micilor obiecte artizanale cu rol protector, mărțișorul. Expoziția găzduiește o gamă variată de mărțișoare și felicitări realizate cu migală de mâinile îndeminatice ale elevilor noștri. Cele mai frumoase mărțișoare și felicitări, precum și creații literare, vor apărea în revista proiectului, o revistă care aparține unei publicații seriale a Bibliotecii Naționale. Dăruind un mărțișor sau o felicitare cuiva, oferim din căldura sufletească și din dragostea noastră. Îi felicit pe elevii noștri că prin talentul și priceperea lor au adus din nou primăvara în școală și au trezit în sufletele noastre bucurii și emoții deosebite. Cele mai frumoase tradiții românești de mărțișor le avem noi, românii, pe care nu trebuie să le pierdem. Vă mulțumesc și ne bucurăm de prezența doamnei director, ca de fiecare dată, la activitățile noastre și o rugăm, dacă dorește, să ne adreseze câteva cuvinte vis-a-vis de ceea ce noi am pregătit pentru ziua de astăzi, pentru acest proiect. Mulțumesc! Cu multă bucurie vă adresez felicitările și mulțumirile mele în calitate de director al acestei instituții. Felicitări colegelor mele, coordonate de doamna Cristina Teieru, pentru munca pe care o depun. Felicitări și mulțumiri micilor mâini îndemânatice ale copiilor din școala noastră, care știu să ne aducă în fiecare an primăvara pe care ei o cresc în ochii lor senin. Este interesant să vorbești despre primăvară, azi la granița dintre anotimpuri, când pe de-o parte sunt mărțișoare, pe de cealaltă parte încă se mai cern fulgi de nea. Dar pentru că i-au așteptat copiii foarte mult și pe acești fulgi toată iarna, categoric este o dublă bucurie astăzi. Le felicit, repet, le felicit pe colegele mele, îi felicit pe copii, le mulțumesc pentru tot ceea ce fac și faptul că acest târg al mărțișorului s-a transformat în școala noastră într-o tradiție este un mare plus pentru noi, deoarece este o confirmare a faptului că noi păstrăm tradițiile românești, iar această împletire a șnurului alb, al purității și al șnurului roșu, simbol al vieții și al renașterii, ne aduce mesajul bucuriei, ne aduce mesajul vieții a acestui început de primăvară, când în crengile copacilor, în păduri, mugurii stau să preznească la soare. Vă doresc tuturor o primăvară frumoasă și sper ca an de an acest târg să aducă bucurie în sufletele tuturor și a celor care le cumpără și a celor care le primesc și a celor care le dăruiesc, pentru că deja ele sunt confecționate cu multă bucurie de către doamnele, de către copii, de către doamnele învățătoare și știu eu că așa am auzit, cu implicarea părinților și a bunicilor care sunt de fiecare dată prezenți la activitățile noastre. Eu vă mulțumesc tuturor, mă bucur că ați umplut curtea școlii și vă așteptăm de fiecare dată la astfel de activități frumoase care sunt deja o emblemă a școlii unde vă învață copiii. Felicitări, primăvară frumoasă, vară minunată și ani mulți și buni!
Mulțumesc că mă și aplaudați. Cred că mărțișorul e așa un fel de refren, un fel de ritual care aduce primăvara. Probabil dacă strigăm toți odată primăvară, vine, vine primăvara. Încercăm? 1, 2, 3 și... Primăvara! Bravo! Haideți să-i aplaudăm pe copii. Mulțumim, doamne director! Din partea noastră vă dăruim un buchet de flori făcut de noi. O primăvară frumoasă! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune, putem inocula elevilor dragostea și respectul pentru păstrarea și promovarea tradiției populare, specific românească, de a întâmpina anotimpul primăvara, oferind celor dragi și nu numai un simbol de suflet, mărțișorul. Prin acest proiect dorim o sensibilizare a tuturor celor implicați, dascăli, elevi, părinți, o abordare diferită a unei teme atât de impresionante, promovarea vechiului obicei al dăruirii, la început de primăvară, a micilor obiecte artizanale cu rol protector, mărțișorul, precum și valorificarea potențialului creator al elevilor și al dascălilor. De-a lungul timpului, împreună, cadre didactice, elevi și părinți, am realizat lucruri frumoase. Am adus o pată de culoare în școala noastră, ne-am arătat respectul și prețuirea față de tradițiile și obiceiurile poporului român, am adus bucurie în sufletele semenilor noștri și, nu în ultimul rând, ne-am întrecut în a realiza cele mai frumoase lucrări. Suntem mândri de roadele muncii noastre și întâmpinăm primăvara cu încântare și cu bucurie. Dăruind un mărțișor sau o felicitare, facem o bucurie cuiva și oferim din căldura sufletească și din dragostea noastră. Ne-am dorit și considerăm că am adus la îndeplinire identificarea, stimularea și valorificarea potențialului artistic al elevilor prin realizarea unor creații artistice originale, implicarea cadrelor didactice într-un demers educativ cu un impact pozitiv asupra comunității, cultivarea dragostei, respectului și prețuirii față de tradițiile și obiceiurile poporului român, semn că acestea sunt încă vii și păstrate cu sfințenie de mulți dintre noi. Mulțumim conducerii școlii pentru sprijinul acordat, doamnelor învățătoare, elevilor și părinților pentru implicarea în acest proiect. Ce frumoase sunt tradițiile românești de mărțișor pe care nu trebuie să le pierdem!